Să începem de la aceea că nimeni dintre românii din regiunea Cernăuți, începând de la copiii de la grădiniță și până la doctori în știință, nu au negat necesitatea cunoașterii limbii ucrainene și o cunoaștem destul de bine. Însă suntem revoltați de felul în care sunt implementate legile referitoare la folosirea limbii ucrainene. Mai întâi de toate vreau să aduc aminte că în 1775, când Austria anexează Bucovina, împărăteasa Maria Terezia dă un ucaz în care se spune că în școlile în sate să se organizeze școli primare în limba maternă pentru ca apoi în gimnaziu și în studiile ulterioare să învețe mai corect limba germană. Orice lingvist, profesionist, desigur, psiholog, medic, înțelege că limba maternă este baza pentru însușirea unei limbi străine, lucru care îl înțelegea încă în 1775 Austria. Și, într-adevăr, această lege, acest lucru a fost implementat și a fost benefic. Acum însă ni se impune de la grădiniță, fără nicio pregătire, să vorbim direct în limba ucraineană. Și aici vreau să comentez, dacă îmi permiteți, ceea ce s-a întâmplat anul acesta la admiterea la Catedra de Filologie Română, unde nu s-au înscris abiturienți. Copiii nu s-au dus acolo, nu din cauza limbii ucrainene, dar din cauza limbii engleze. În primul rând, puține școli românești învață limba engleză. Majoritatea se axează pe limba franceză. 2. Limba engleză în marea majoritate a școlilor noastre este predată de profesori care nu cunosc limba română și o predau în limba ucraineană, de pe pozițiile gramaticale ale limbii ucrainene, ceea ce este exclus din un principiu, pentru că nu se înțelege cu elevii nici în limba română, nici în limba ucraineană, dar le predă engleza. Astfel, engleza copiii noștri o cunosc foarte puțin și atunci au preferat să meargă la facultatea de limbi străine, la franceză, deci acolo unde cunosc. În ceea ce privește punctul meu de vedere, dacă catedra se numește Filologie Română, înseamnă că acolo trebuie să existe un examen de limba română. Poate și limba ucraineană, dar la capitolul limba engleză trebuia să figureze o limbă străină, că trebuie să ne gândim. Apoi, în afară de marea propagandă care se face pentru limba ucraineană și eliminarea din comunicare, pentru că noua lege pentru funcționarea limbii ucrainene ne impune să comunicăm numai în limba ucraineană. Prin urmare, eliminarea limbii materne din comunicare, copiii și părinții s-au gândit la perspectivele pe care le poate avea copilul în viitor. Deci se fac încălcări ale Constituției, se încalcă legea pentru minorități și se încalcă încă acordul dintre Ucraina și România semnat în 1997, unde în articolul 13 se garantează drepturile minorității românești în Ucraina.